Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni. Mă numesc Dorian Istrati, sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. Prezint atenției dumneavoastră proiectul de lege numărul 278 privind modificarea unor acte normative și anume Legea Asistenței Sociale, Legea cu privire la ajutorul social, Legea cu privire la serviciile sociale și Codul contravențional. Prezentul proiect a fost elaborat în urma vizitei Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie și în urma examinării raporturilor de activitate a Inspecției Sociale, unde a fost constatată lipsa de pârghii în activitatea acestea. În anul 2011, prin hotărâre de guvern, a fost instituită Inspecția Socială. Pe parcursul anilor de activitate, au fost depistate un șir de dificultăți și impedimente în realizarea eficientă a funcțiilor inspecției, principale din ele fiind lipsa de reacție a entităților inspectate de către Inspecția Socială, de cele mai dese ori, recomandările înaintate spre soluționare sunt ignorate, încălcarea de către structura teritorială de asistență socială a termenului de luare a deciziei privind acordarea sau neacordarea prestațiilor sociale, lipsa mecanismului de responsabilizare a beneficiarilor de asistență socială privind declararea eronată sau incompletă în cererea de acordare asistenței sociale, refuzul unor instituții de a furniza informațiile necesare misiunilor de inspectare, precum și lipsa reglementărilor normative de competența Inspecției Sociale de a constata contravenții, de a întocmi procese verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale. În anul 2020, de către Inspecția Socială, au fost constatate și raportate 1919 irregularități din 997 de cereri de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului. Rata de depistare a cererilor cu încălcări a constituit în mediu 95,6%. Ponderea cererilor cu încălcări generatoare de plăți necuvenite a constituit 60,2%. Din suma verificată de 8.304.000 lei, valoarea plăților acordate ilegal beneficiarilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului a constituit 2.437.000 lei, sau 29,4%. În urma recomandărilor Inspecției Sociale, au fost rambursate doar 144.000 lei, ceea ce constituie 6,6% din suma propusă spre restituire. În acest context, se menționează un nivel redus de restituire a ajutorului social și ajutorul pentru perioada rece a anului, achitate ilegal, recomandările înaintate de Inspecția Socială fiind rămase în mare parte neimplementate. Există nereguli și la capitolul servicii sociale. De exemplu, serviciul social, echipa mobilă, destinat persoanelor cu dizabilități, anul trecut în 5 raioane au fost inspectate 107 dosare. Din ele 73 dosare depistate cu nereguli și anume nerespectarea procedurii de admitere a beneficiarilor în serviciu, ceea ce constituie 68%. Serviciul social, asistență parentală profesională. În 7 raioane au fost inspectate 109 dosare, din ele 53 de dosare fiind depistate cu nereguli ce țin de nerespectarea procedurii de admitere a beneficiarilor în serviciu, ceea ce constituie 49%. Desigur că informația prezentată mai sus este doar din dosarele verificate de Inspecția Socială în anul 2020, capacitățile instituției fiind limitate și, după cum vedeți, nereguli și ilegalități în domeniul serviciilor și prestațiilor sociale sunt foarte multe. De aceea, prin acest proiect de lege, inițiem instituirea Inspectoratului Social de Stat cu împuterniciri de a constata contravenții, de a întocmi procese verbale și de a aplica sancțiuni contravenționale, astfel încât de servicii și prestații sociale să beneficieze doar cetățenii care merită într-adevăr. Vă mulțumesc!